Tradițiile ne dau rost și suflet. Spun cine suntem și cum suntem. Ce tradiție credeți că e tipic românească? Am în minte o tradiție care mi s-a părut așa ciudată când eram copil. Bunica mea obișnuia să pună într-o cană, cu o cană așa frumoasă vopsită tradițional, apă cu petale, flori culese din grădină, un ou roșu și un bănuț de argint. Și în fiecare dimineață, când eram copil, bunica ne spunea să ne dăm cu apă din aceea pe obraz. Ar fi avut rostul să ne poarte noroc pe parcursul anului, probabil un semn al primăverii, de reînnoire. Mi s-a părut o tradiție și intrigantă, dar și frumoasă. Mă uitam, țin minte și acum, la apa aceea colorată și la petalele care pluteau. Era un aranjament foarte frumos și abia așteptam să se termine cu tradiția, să aruncăm restul și să păstrez bănuțul. Ce tradiții dăinuie în familie? Eu sunt pasionată de tradițiile astea culinare și de tot ceea ce înseamnă petrecerea sărbătorilor, fie că e Crăciun, fie Paște, în familie. Și pentru că gătesc, mai toată familia se adună la noi acasă și prieteni și am așa un exercițiu de a găti pentru multe persoane, de la 10 persoane în sus. Îmi place în fiecare an, fie că e Crăciun, fie că este Paște, să fac cozonacul. Iar pentru mine, cozonacul are o poveste cu totul și cu totul specială. Bunica mea obișnuia să facă cel mai bun cozonac din lume și, din păcate, după ce bunica mea nu a mai fost, această tradiție nu a mai fost continuată de mama mea, de teamă că nu va face rețeta la fel de bună precum eram noi obișnuiți să mâncăm cozonacul de la bunica. Și din cauza asta, eu aveam așa, de fiecare dată când cineva mă servea cu cozonac, nu e bun, cel mai bun cozonac din lume îl făcea bunica. M-am ambiționat și am început să fac eu cozonac. Și nu mă întrebați de câte ori am încercat și de câte ori am eșuat. Aveam niște cozonaci necrescuți, tari, spărgeai capul cu ei. Dar nu m-am lăsat și în fiecare an, oricât de ocupat aș fi fost, în perioada Crăciunului și a Paștelui, încercam rețete de cozonac. Și acum mă mândresc cu faptul că am reușit să fac un cozonac precum era cel al bunicii mele. Și am o tradiție pe care o respect în fiecare an și fiica mea, care acum are 6 ani, Matilda, mă urmărește și mă însoțește în această tradiție. Facem cozonac împreună și nu oricum. Mă îmbrac cu o cămeșă, o ie foarte lungă, tradițională, am un pandantiv cu un bănuț de argint și așa fac cozonacul. Toată frământarea și tot ce înseamnă ingredientele, totul e așa ca un fel de chestiune sacră în familia mea și m-aș bucura foarte tare să fie păstrată, Matilda văzându-mă pe mine, să urmeze exemplu și să facă și ea cel mai bun cozonac. Cu ce tradiții vă identificați? Da, mie îmi plac foarte mult sărbătorile noastre și de fiecare dată intru în atmosferă, așa, pregătesc casa, îmi pregătesc lista de cumpărături, mă gândesc ce voi găti. Îmi place tot ceea ce înseamnă apropierea de familie, care pentru mine e egal cu sărbătorile. De sărbători ascultăm, adică dacă e Crăciun, Colind de la mine în casă se ascultă de prin noiembrie. Știu că e ciudat, dar îmi place foarte mult sărbătoarea asta. Dacă e Paște, ne uităm, cum vom pregăti ouăle, cum le vopsim, respectăm tot ce înseamnă tradiție, pentru că mi se pare o chestiune care ține de identitatea noastră, ce ne face autentici până la urmă și eu, nu știu, o simt așa ca pe o chestiune pe care trebuie să o duc mai departe. Mi se pare că e un bagaj al nostru foarte frumos, de altfel, pe care putem să-l purtăm mai departe prin noi, prin copiii noștri și faptul că o implic de fiecare dată pe Matilda în activitățile astea, facem totul împreună. Mi se pare o garanție că și ea va cunoaște sărbătorile astea, va cunoaște tradițiile și sper că, acum îi plac, nu știu cum va fi când va fi adult, sper că va păstra această dragoste pentru tradiție și le va purta mai departe. E modul nostru, practic, de a conserva ceea ce ne-au transmis strămoșii noștri.